Bună ziua, dragi reprezentanți mass media, doamnelor și domnilor! Sunt Nadejda Tatarciuc, secretar general al Partidului Politic Acasă Construim Europa, Pace, și astăzi suntem în fața dumneavoastră, alături de colegii mei și o parte din profesori care au fost astăzi aici, în sediul Partidului Politic Pace, și s-au expus părerile și doleanțele referitor la sistemul educațional din Republica Moldova. Partidul Politic Acasă Construim Europa susține pedagogii din Republica Moldova. Membrii echipei au pregătit programe clare pentru dascălii noștri și va face tot posibilul pentru a aduce această meserie pe o scară ierarhică cât mai înaltă. Iubirea față de semeni, bunătatea față de lucrurile bine făcut, dar și dăruirea de a împărtăși cunoștințele este o binecuvântare ce nu o poate face fiecare persoană. Din acest motiv, credem cu tărie că profesia de dascăl este o meserie extrem de importantă într-un stat civilizat și profesorii acestea trebuie să fie apreciați la justa lor valoare. Facem un apel către toți profesorii care doresc să schimbe lucrurile în mai bine în țara noastră, să adere la Partidul Politic Acasă Construim Europa, deoarece fiind o forță unită putem schimba mersul bun al lucrurilor. Vă mulțumesc! Acum am să rog pe fiecare din colegii mei să treacă aici la tribună și să-și expună părerea. Mai întâi de toate îl invit pe domnul Denis Roșca, prim vicepreședintele Partidului Politic Acasă Construim Europa. Mersi, onorat presă că ați venit, mersi, stimați colegi, pentru că ați dat curs invitației noastre. Mă numesc Denis Roșca, sunt prim vicepreședintele Partidului Pace, sunt profesor la universitate. Vreau să fac o concretizare. De fapt, profesorii sunt cei care sunt motorul civilizației. Tot ce ne înconjoară pe noi, nu contează că sunt tehnologiile informaționale, calculatoare, automobile, construcțiile enorme, sunt făcuți de oameni. Acești oameni au fost instruiți de către profesori. Acești oameni s-au bucurat de niște mentori care au avut încredere în ei și le-au spus, voi asta puteți face. Datorită profesorilor, pe tot globul pământesc, au apărut construcții importante, au apărut până la același internet, și tot ce ne înconjoară. Ei au făcut ca legile fizicii, chimii, legile fundamentale să lucreze în beneficiul oamenilor. Dacă 100 de ani în urmă aceleași legi lucrau, noi telefonie nu avem. Însă, datorită profesorilor care au insuflat încredere în tineri, acest lucru s-a întâmplat. Deci, ei sunt cei care pun bazele. Investiția în profesori trebuie să fie primordială, deoarece asta dezvoltă comunitatea, asta dezvoltă economia Republicii Moldova și, în general, pe glob. Deci, să luăm și pe de altă parte. De fapt, tot profesorii sunt cei care au avut încredere și au insuflat această încredere studenților. Astfel s-au salvat vieți. Tot oamenii au creat vaccine. Tot oamenii au creat sistemele de protecție mondiale. Tot oamenii au creat sistemele individuale de transport. Motorul civilizației rămâne să fie profesorii. Atitudinea care există la moment este inacceptabilă și, din contră, trebuie de investit cât mai mult în profesori, deoarece țările care au investit în universități sunt cele mai dezvoltate țări de pe glob. Statistica ne arată că unele universități au bugetul mai mare decât bugetul Republicii Moldova. Și din acest motiv, aceste țări sunt dezvoltate. Vă mulțumesc mult! În continuare, o invit pe doamna Cristina Bucur, profesor de limbi străine, vicepreședinte pe domeniul educației în cadrul Partidului Politic Pace. Bună ziua, dragi colegi, dragi prieteni! Împrejurările actuale, impuse și declanșate de epidemie, au perturbat sistemul educațional și de învățământ în întreaga lume, nu numai la noi în țară. 1,6 miliarde de elevi și studenți din peste 190 de țări au fost afectați în procesul lor de învățare. Închiderea școlilor și tuturor instituțiilor de învățământ a afectat foarte mult mulți cursanți, dar mai ales din țările slab dezvoltate. În timp ce în decursul acestei epidemii, cu toate că sistemul educațional are și așa fisuri și lacune, autoritățile au hotărât să ignore acest lucru în loc să se motiveze
și să investească în învățământ. Insuficiența cadrelor didactice, o problemă care era majoră și până la epidemie, nu a fost rezolvată, ceea ce a demarat o problemă dramatică la ziua de astăzi. Profesorii pleacă, profesorii pierd din productivitate. Deci, cum gestionăm noi această problemă, stimate autorități? Cum salvăm sistemul educațional și așa defect de la noi din țară? Este absolut inadmisibil ca profesorii și copiii să fie purtați cu incertitudini. Incertitudini care sigur dezechilibrează, nu motivează, creează confuzii, nu numai printre rândul profesorilor, dar și a părinților, scade din randament, dar cel mai important, afectează emoțional ceea ce se oglindește în copii. Poate învățământul online a fost o scăpare pentru sistem, dar doar parțial. Învățământul online este absolut imposibil în instituțiile preșcolare, iar instituțiile preuniversitare s-au dovedit a fi nepregătite pentru acest mod de predare, atât logistic, economic, social, dar iarăși menționez psihologic și emoțional. Se creează o impresie că autoritățile nici nu realizează importanța educației pentru o societate, ci mai mult se simte o tendință de distrugere completă a acesteia. Școala nu este doar locul de unde noi învățăm lucruri noi, este un loc unde noi dezvoltăm și mai amplu, dar cel mai important, școala are menirea de a crește sufletele copiilor. Pe lângă toate acestea, la momentul actual, directorii sunt nevoiți să suplinească statele de director adjunct, de secretar, de chiar de bucătari. Bugetul deficitar alocat școlilor la moment nu permite ca școlile să fie dotate cu tehnici materiale, cu rechizite care favorizează un proces de studiu armonios. Pe lângă toate acestea, se mai alătură și birocratizarea, raportarea, controlele nejustificate și uneori nechipzuite de diferite direcții. Școala nu dispune de suport financiar necesar elevilor și în afară de aceasta profesorul nu este remunerat la valoarea ca să poată să supraviețuiască și să facă față necesităților. În schimb, este pus să lucreze mult mai mult și să-și acorde timpul liber tot lucrurilor. Și dacă totuși autoritățile au reușit să majoreze un pic salariile, noi știm foarte mult că bugetul alocat sistemului educațional rămâne la fel neschimbat și deficitar. Cu astfel de sistem, sigur, nu vom putea crea oportunități umane a calității vieții noastre și cu siguranță nu vom putea pune fundamentul unei societăți care o să aducă bucăție economică, prosperitate socială și stabilitate politică. Mulțumesc! În continuare, o invit pe doamna Cristina Popescu, lector universitar și în cadrul Partidului Politic Pace este șef a Departamentului Egalitate și Nediscriminare. Bună ziua, stimată audiență, stimați colegi! Astăzi discuțiile cu referire la activitatea tuturor sistemelor din țară și chiar din întreaga lume se referă la aceeași situație, la pandemie. Astfel, fiecare sistem a trebuit cumva să se echilibreze, cumva să iasă din această situație, să iasă din criză și să recepționeze prompt la aceste condiții.
Autoritățile nu au fost în stare să gestioneze frecventarea orelor în clase, iar cadrele didactice nu au fost pregătite pentru utilizarea platformelor online, dar totodată ne dăm seama că mediul online este unul nu doar de viitor, dar chiar de prezent. Și ce ține de procesul de studii post-liceal, procesul de studii universitar, recalificarea cadrelor didactice sau formarea și instruirea profesională. Experiența țărilor europene și nu doar europene vorbesc despre sau arată de fapt performanțele în acest domeniu. Și chiar am să dau citire câtorva universități care predeau sau pledează pentru cursurile online și pregătirea studenților online. Universitatea of Pupil, prima universitate non-profit cu predare totalmente online, fondată în 2009, care la moment are 36.000 de studenți, mai mult din 200 de țări. Google University oferă un program de Career Certificates care presupune, de fapt, o alternativă a studiilor superioare și oferă aproximativ în timp de 6 luni certificate profesionale la specialitățile care nu necesită neapărat studii universitare. California State University are opțiunea învățământului de la distanță în cadrul unui centru numit College of Extended and International Education, unde pregătește 9 programe de studii online, atât de licență cât și de master. Deci, acestea sunt doar câteva exemple ce țin de practicile, bunele practici, de fapt, în susținerea tuturor doritorilor de a studia din întreaga lume sau oriunde s-ar afla ei. Programele de perfecționare a cadrelor didactice și de recalificarea lor sunt cele mai necesare, de fapt, pentru noi astăzi de a le oferi în mediul online. Disponibilitatea și accesul la studii de acest gen trebuie să fie asigurat la cel mai înalt nivel și la cea mai bună transparență. Este cazul să ne gândim și la formările și instruirile profesionale care, practicate în mediul online, nu doar că permit accesul pe larg la studii, ci și aduce un venit suplimentar instituțiilor de învățământ. Capitol care, desigur, la ora actuală noi suntem, sau este unul lacunar. Când gestionarea creativă, de fapt observăm un cerc vicios ce ține de mediul educațional, area bugetară și metodologia predării sau metodologia de studii. Atunci când gestionarea creativă și corectă a acestor sectoare ar putea, de fapt, oferi studii de calitate la toate nivelele, implicarea profesorilor și, cel mai important, reducerea fluctuației și părăsirea de către profesori a instituțiilor. Desigur, bugetul din instituțiile de învățământ și educație de toate nivelele ar putea fi transferat din unul deficitar în unul echilibrat. Procesul de la Bologna vine iarăși cu oferte foarte bune în domeniul educației, în domeniul de studii de la distanță, iar practicarea lui iresponsabilă sau superficială duce, de fapt, la limitarea educației și a dezvoltării în educație și în studii. Deci, într-un final, statul se plânge de lipsa resurselor financiare pentru a promova și dezvolta sistemul educațional, dar în același timp nu întreprinde nimic, dar bătătorește aceleași cărări deja epuizate de mult timp. Vă mulțumesc! În continuare, o invit pe Irina Grozav, este educatoare și în cadrul Partidului Politic Pace este președinte organizației teritoriale Trușeni. Bună ziua, stimați reprezentanți mass media! Pentru Republica Moldova, învățământul reprezintă un factor important în transmiterea și crearea de noi valori culturale și general umane. Trebuie să fim conștienți și sinceri că schimbarea trebuie să fie făcută în școli, iar accentul trebuie pus pe dezvoltarea învățământului. Acum suntem într-o perioadă generată de COVID-19 și noi, profesorii, părinții și elevii, am fost afectați de aceasta. Închiderea și trecerea la învățământ la distanță a dat probleme în programe de învățare planificate anterior. Nu au fost finalizate examenele și evaluările, nu a putut avea loc. Metodele tradiționale utilizate în sistemul de învățământ limitează accesul elevilor la educația de calitate.
Accesul tinerilor specialiști la educație este limitat, atât din cauza lipsei tehnologiilor informaționale și a conexiunii școlilor la internet, cât și din cauza capacității reduse a cadrelor didactice de a utiliza instrumentele digitale în scopuri educaționale. Sunetele părinților către profesori pentru a le aduce la cunoștință că în familie sunt 2, 3 sau chiar 4 copii și au ore simultan în același timp și doar în casă un singur calculator. Nu au avut niciun rezultat din partea statului. Statul nu acoperă suporturile cu tehnică de calculatoare pentru familiile cu mulți copii. Profesorii și cadrele didactice, tineri specialiști, director adjunct, au lăsat locurile de muncă, nu au putut ține piept acestor cerințe. Nu li s-a oferit nimic în schimb. Perioada aceasta grea însă continuă și noi profesorii ne numărăm printre îmbolnăvirile în masă, dar nu ni se oferă niciun sprijin. Cu salariul nostru nu putem să acoperim necesitățile lunare. Suntem la limita răbdării, suntem deja epuizați. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamna Irina. Este și profesoară, mă scuzați, am omis acest moment. Acum invit pe doamna Lidia Tentiuc, profesoră în cadrul Liceului Teoretic din Măgdăcești. Întotdeauna întrebările din învățământ cred că au fost pe prim plan în dezvoltarea unei vieți armonioase, hai să zicem, a unui stat, și întotdeauna școala a fost prima care a luat primele provocări care le-a înfruntat. Ca și provocarea actuală care se numește pandemie, nu numai pentru Republica Moldova, dar pentru tot globul pământesc, aceasta a fost o provocare și rămâne să fie o provocare. Este foarte dificil să ții piept unei asemenea provocări. Profesorii întotdeauna au fost temelia societății. Întotdeauna au fost cei care se bazează societatea. Și eu aș vrea să zic că nimeni dintre părinți, nimeni dintre copii, dar mai cred că primul lucru astea sunt partenerii noștri părinții, nu vor ca copilul lor să fie educat de un calculator. Nu vor ca și așa timpul petrecut foarte mult la calculator al copiilor, care dăunează și viața și sănătatea lor, corespunzător, s-a mai adăugat și orele online. Aceasta va fi cu răsunet, adică noi vom vedea acest impact, lor vom vedea peste timp. Am zis-o întotdeauna și mai repet, orele trebuie să fie în clasă. Nu schimbă nimic modul tradițional. Avem o școală cu tradiție, avem o școală bazată pe niște valori care nu trebuie uitate. Nu aș fi de părerea că tot absolut ce este nou este și bun. De aceea, valorile noastre naționale, valorile noastre care au rămas în școala noastră, trebuie dezvoltate și nu trebuie numai decât să ne alunecăm pe făgașul că, da, uitați-vă exemplul școlii elvețieni, uitați-vă școala japoneză, uite, nu mai știm care să o luăm. Haideți să dezvoltăm învățământul și să fim cei care suntem, dar susținuți. Societatea trebuie să susțină învățământul, fiindcă, poate o să mă repet, dar o să zic următorul lucru, că societatea mâine este ce este școala azi. Vă mulțumesc! Acum îl invit pe președintele Partidului Politic Acasă Construim Europa, domnul Gheorghe Cavcaliuc. Mulțumesc! Mi-a făcut niște notițe și am și niște demersuri. Mulțumesc, doamna Nădejde. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Mulțumesc mult dascălilor noștri, profesorilor din multe raioane ale țării, din capitală, din gimnazii, licee,
dar și instituții universitare că sunt astăzi prezenți aici. Vreau ca societatea să cunoască cei de acasă și cei din diaspora care ne urmăresc că nu este doar o conferință de presă. Înainte de aceasta au durat cam 2 ore de discuții și dezbatere anumitor probleme pe care le înfruntă fiecare din dascălii, cei prezenți aici în instituțiile din care vin, dar și profesorii din întreaga țară. Asta nu este unica și prima întrunire și discuție și comunicare cu domeniul profesional din cadrul didactic despre care sunt problemele, cum să găsim soluțiile și ce trebuie să facă statul pentru a schimba lucrurile în Republica Moldova. Educația, așa cum a menționat colegul meu, domnul Denis Roșca, este un lucru foarte important. Și țările mari, civilizate, fără să mergem în stânga sau în dreapta, ne arată că unde sunt cele mai mari universități, statele prosperă. Așa cum a spus doamna Tentiu, că educația este timilie tuturor începuturilor. Haideți să ne întrebăm de ce astăzi cei care conduc țara desconsideră dascălei, nu le acordă suportul, atenție necesară și nu se implică plenar pentru a pune educația la cel mai înalt nivel, în topul tuturor priorităților, așa cum trebuie pusă și sănătatea, dar pun accent pe cu totul alte lucruri și alte valori. Haideți să facem un exercițiu simplu. Toată lumea ne plângem că este gunoi. Sunt gunoi neautorizate, este gunoi pe stradă aruncat. De ce? Persoanele care sunt informate, cu care se face un ciclu de viziune și informare, ei nu aruncă pe stradă. Ei duc la coșul de gunoi. Iar că același lucru când nu se duce și în altă parte. Și multe, multe alte lucruri sau tot absolut ce începe în viața unui om se începe cu educație. Se spune că are sau nu are 7 ani de casă. Se referă la educație. Se spune că are sau nu scaun la cap, cum se mai spune la noi în popor. Se are în vedere dacă a făcut școală sau nu. Este o persoană școlită sau nu. Cu părere de rău, cei care ne conduc nu vor să conștientizeze. Eu vreau să-l întreb pe domnul prim-ministru, pe deputații, toți deputații din Parlamentul Republicii Moldova, când ultima oară v-ați vorbit cu prima voastră profesoară? Când ultima oară le-ați cerut problemele cu care se confruntă? Când ultima oară v-ați consultat cu ei că pregătiți un proiect de lege prin care să le îmbunătățiți activitatea profesională sau atunci când vor ieși la pensie să ai o pensie decentă, fiindcă au muncit o viață și au educat generații? Nu știți. Știu eu. Doar de ziua profesorului, când v-ați dus fățarnic la ei acasă, ați dat un buchet de flori și v-ați făcut un selfie să arătați că v-ați felicitat profesorii. Mai mult nimic. Și asta este foarte josnic și degradant. Rușine să vă fie că ați ajuns în așa funcții înalte și recurgeți și acolo doar să vă faceți imagini, de a faceți selfie cu prima voastră profesoară, dar nu consultați un proiect de lege. Cum să ne îmbunătățiți condițiile de muncă, cum să ridicați salariul, cum să le scoateți din rapoartele birocratice, cum să faceți alte lucruri care se confruntă real și îi așteaptă de la voi. Și știu că așteaptă și vă privesc la televizor prima zi, a doua, a treia, dar cu înțelepciunea lor nu mai îndrăznesc să vă sune să vă întrebe ce faceți pentru noi. O să vă întrebăm noi ce faceți pentru educație și o să venim cu soluții. Vreau să aduc la cunoștință, pe lângă faptul că am discutat aceste probleme, am relevat mai multe subiecte. Ca exemplu, și consider că astfel de probleme sunt foarte multe în țara noastră. Cineva din profesorii noștri ne-au spus că sunt astfel de cazuri, că din lipsa suficientă a cadrelor didactice în instituțiile de învățământ, profesorii care s-au îmbolnăvit de COVID acasă au fost obligați de administrație să facă voluntariat și să facă ore cu copiii online. Și desigur, aceste ore nu au fost plătite. De ce? Pentru că omul e pe foaie de boală. Dacă e pe foaie de boală, legea interzice ca să-i plătești. Dar pe de altă parte, omul bolnav a fost pus la muncă. Întrebarea, de ce recurgem la astfel de mijloace? De ce nu ne-am asigurat să păstrăm nucleul profesional și să motivăm profesorii? Un lucru care trebuie rezolvat și
nu rezolvă totdeauna doar motivația sau împingerea aceasta din urmă și obligarea profesorului să meargă într-o comunitate sau alta să trăiască. Acolo unde consideră ministerul că este necesar, este schimbarea de abordare. Profesorii noștri, cu părere de rău, astăzi, în loc după orele de muncă, să se pregătească pentru a doua zi, să fie în armonie cu elevii, să atragă atenția copiilor talentați și dotați pentru a pregăti pentru olimpiadele naționale și internaționale, profesorii de la sat sunt nevoiți să muncească în câmp pentru a-și hrăni familia, pentru că salariul mizer pe care îl oferă instituțiile statului nu sunt suficiente. Iar profesorii de la orașe sunt obligați, dacă sunt profesori de limbi străine, să facă traduceri pentru anumite companii pentru a-și plăti chiria sau alte necesități, că altfel nu pot supraviețui. Probleme sunt multiple, soluții mai puține au adus cei care ne conduc țara și cei care nu sunt interesați direct de a rezolva problemele țării și problemele cu care se confruntă cadrele didactice. Noi am planificat o activitate și avem un plan de acțiuni pentru a-l implementa și are susținerea politică a echipei noastre, a Partidului Acasă Construim Europa, pentru a îmbunătăți lucrurile la instituțiile de învățământ și pentru a crea cele condiții necesare, favorabile, în care se poată munci cu demnitate fiecare din profesorii noștri. Noi vom aloca 10% din produsul intern brut, din PIB-ul țării pentru educație. Această investiție foarte solidă, fără precedent în educație din partea unui partid politic care va ajunge să guverneze Republica Moldova, va schimba totalmente toate lucrurile acestea. Va fi ridicat prestigiul profesorului. Profesorul va fi acea persoană sau personalitate de bază și de vază în comunitățile noastre cu care toți se consultă, toți îl respectă și cu părerea lui toată lumea se socoate. Totodată vom reduce toate rapoartele excesive care sunt obligați să le depună astăzi profesorii, pe lângă munca titanică pe care o desfășoară. Vom asigura școlile cu următoarele condiții. Rechizitele necesare care, cu părere de rău, majoritatea profesorilor astăzi le cumpără și așa din salariile mici pe care le au, pentru a se pregăti de ore, vor fi alocate 100% de la stat. Pentru ca profesorul să poată să lucreze creativ și să pregătească copiii noștri pentru viața și pentru instituțiile superioare de învățământ, dar nu să se gândească de unde să ia o coală de hârtie, o hartă sau altceva pentru a face o prezentare. Vom crea dulăpioare personale pentru toți copiii din întreaga țară. Aceste condiții sunt necesare, începând de la igiena personală, păstrarea spațiului și confortului fiecărui copil cu intimitatea sa, dar și pentru bună organizare de către profesori și gestionarea procesului. Crearea și repararea tuturor capitala, tuturor blocurilor sanitare din toate instituțiile de învățământ este o chestie pe care ne-o asumăm și cu mare responsabilitate spunem cum o face în cea mai scurtă perioadă de timp, odată ajuns la guvernare. Situațiile rușinoase pe care le-am văzut câteva luni în urmă când deputați, președinți de raioane și multe, multe alte persoane se înghesuiau să taie o lentă în cadrul unui viceu pe care l-au deschis un raion, este o rușine pentru țara noastră. Și acest lucru a ajuns nu doar în Moldova, dar și în România, au scris presa și peste tot. Și nu ne face față acest lucru. Noi vom corecta acest lucru. Fiecare profesor trebuie să fie acordat câte un calculator performant pentru că acesta se poată să pregătească de orele pe care le are. Și aici nu este vorba doar de COVID, este vorba de condițiile minime care trebuie să fie asigurate fiecărui profesor. Suntem în anul 2020. Lumea este digitalizată. Marea majoritate a proceselor sunt digitalizate. Deci este necesar să le oferim minim necesar și fiecărui profesor este necesar să fie acordat câte un calculator. Nu la clasă, nu unul la 3 sau la 5. Fiecărui profesor câte un calculator performant unde să-și poată să-și pregătească informația, să-și păstrează această informație și unde se poate desfășura activitatea sa profesională.
Nu în ultimul timp, pentru ca să scoatem acele rapoarte despre care am vorbit mai înainte, statistici și planuri pe care se dau semestrial și anual, vom crea un soft unic în care profesorii zilnic întrogând informația, fie că reușită a elevilor sau alte informații, softul singur va procesa acele rapoarte și statistici și vă prezenta în instituțiile birocratice, cum ar fi ministerele și direcțiile raionale. Deci această responsabilitate și greutate care a fost pusă pe umerii profesorilor va fi scoasă printr-o decizie inteligentă prin care singur softul va elabora aceste rapoarte. Vom reduce la minimum posibil birocrația și controlele neîntemeiate care stresează foarte mult profesorii în toate instituțiile de învățământ. Și aceste practici care nu sunt favorabile pentru instituțiile de învățământ, le vom înlocui cu instruiri performante în țară și peste hotare a cadrelor didactice pentru a ridica nivelul de calificare. O altă problemă cu care s-au confruntat profesorii și o vom rezolva este că, cu părere de rău, mare rușine pentru stat că profesorii noștri, în special vorbim că să-i atragem, să-i menținem pe profesorii tineri în localitățile rurale sau chiar în capitală, nu li se permite să avanseze la următorul grad didactic, că este vorba de bani. Și fiecare conducător din cadrul ministerului și a direcțiilor raionale presează administrația școlilor ca tinerii specialiști sau specialiștii care au ajuns la gradul următor didactic să nu-i fie acordat, dar să fie tergiversat. 3, 4, 5, avem astăzi un precedent pe care ne-au vorbit colegii în sară, 8 ani de zile de la data când trebuia să fie primit acest grad. Știți de ce se face acest lucru? Se face doar din faptul ca statul să economisească bani. Urât, josnic și absolut incorrect față de profesorii noștri. Nu aici trebuie economisiți banii. Banii trebuie economisit pe confortul parlamentarilor și altor persoane care au fost delegate acolo și nu fac lucruri pentru poporul nostru. Stimați și dragi dascăli, doamnelor profesoare, am elaborat acest plan de acțiuni. Nu o să vă promit salarii triple sau înzecite, cum fac toți politicienii populiști. Noi suntem un partid de profesioniști și deciziile pe care le-am luat prin planul de acțiuni reiesă din aceste probleme pe care dumneavoastră le-ați enumerat și pe care le-am consultat și cu alți profesori din întreaga țară. Noi vom lucra ca să vă aducem toate condițiile necesare, să vă scoatem birocrația și presiunea enormă de pe umerii dumneavoastră și să vă ridicăm prestigiul profesiei pe care îl meritați pe deplin în societatea noastră. Vă îndemn și vă chem să fiți mândri de profesia pe care o aveți, să spuneți lucrurilor pe nume. Dumneavoastră sunteți cei care ne-ați învățat abecedarul. Dumneavoastră sunteți cei care ne-ați învățat primele ecuații sau tabla mulțirii sau împărțirii. Dumneavoastră sunteți cei care ne-ați învățat bunele maniere și multe, multe alte lucruri pe care ne-am format ca personalități. Vă purtăm respectul profund. Suntem alături de dumneavoastră. Și aceste acțiuni pe care le-am numit și multe altele de care aveți nevoie, le vom implementa cu încredere ca profesorul să-și recapete prestigiul, demnitatea și autoritatea pe care o merită. Vă mulțumesc, o zi bună vă doresc!